Magistrații judecătoriei Focșani au decis ca primarul comunei Urechești, Nistor Bratosin, să fie arestat preventiv pentru 30 de zile. Avocații săi spun că anchetatorii nu au probe și au contestat deja măsura arestului preventiv. Nu cred ca om, mă refer, ca să fie în stare de așa ceva. A muncit, are copii. Îi supăra vai de capul lui, a murit femeia, vai de mama lui. În așteptarea verdictului, apărătorii primarului erau convinși că acesta nu va fi arestat. Sunt nevinovat, n-am nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat în comuna Urechești. Totdeauna am vrut ca să ajut și când ajuți, așa pățești. De ce credeți că s-a întâmplat toată chestia asta? Aș dau-o pe politică, aș dau-o pe răutate, nu știu ce să spun. Judecătorii au fost însă de altă părere. A fost reținut pentru comiterea infracțiunii de instigare la infracțiunea de distrugere, faptă prevăzută și pedepsă de art 47 raportat la 253 din codul penal. S-a susținut de către organele de urmărire penală că în luna noiembrie-decembrie 2017 l-ar fi instigat pe numitul Olteanu Vasile să incendieze două case din localitatea Urechești. În același dosar a mai fost arestat preventiv un bărbat acuzat că ar fi incendiat cele două gospodării la îndemnul primarului. Niciunul dintre cei doi nu și-a recunoscut faptele.